Numele meu este Grigore Gheorghe. Acum sunt pensionar medical. Sunt de câțiva ani buni. Deci am fost și în Revoluție, am participat și la Revoluție. Ceva acțiune am avut și înainte de Revoluție, dar erau acțiuni mai timide, ca să zic eu așa, în comparație cu alți dizidenți care... Ca așa foarte mulți eram în felul nostru dizidenți pe timpul lui Ceaușescu, unii cu prestigiu, alții fără prestigiu, care, mă rog, și l-a făcut în timp așa sau în timp plăle atunci. Deci, da, eu făceam acele acțiuni, le făceam singur, nu le făceam în grup, mă refer înainte de Revoluție. Dar cu ce vă ocupați înainte de Revoluție? Adică vă referiți la acțiunile astea anticomuniste sau la ce? Nu, la cu ce vă ocupați? A, eram muncitor, deci... Viața mea a fost, deci, practic eu am, ce să vă spun, studii generale, adică am o clasă cu două profesoare, cu foarte mulți mei atunci pe vremea lui Ceaușescu și vremea comunistă, deci eu plus două, asta e. Și între care sunt, deci, din școală am ieșit sudor, ulterior am devenit și instalator și poate, deci sudor instalator era mea asta. Ce să vă spun acum, deci, pe ce să mă acces mai mult? Pe Revoluție? Pe minerial, dacă noi de minerial ne ocupăm. Dar vă veți zice un pic de viața universității. Ca să leg, deci, ce m-a determinat pe mine, și nu numai pe mine, pe foarte mulți, pentru că ce se întâmplă? Aceste mineriade care au fost, cum să vă spun eu, deci, ele, mineriadele, au fost pentru că datorită demonstrațiilor care le făceam noi, care, adică noi cei care am fost în Revoluție și cei care am făcut și după Revoluție, dar mulți care au participat nu au fost în Revoluție, dar axa principală, deci capii și cei care au fost, deci aceste demonstrații care au precedat mineriadele, au fost datorită revoluționarilor. Haideți să vă spun o chestie. Deci, imediat după Revoluție, în primele zile după Revoluție, deci marea masă de revoluționari, sau vrând nevrând, s-au împărțit în trei categorii. Deci a fost așa, o categorie care a trecut, o categorie de revoluționari care a trecut cu Dan Iosif, cu Iliescu, cu CFSN, da? O categorie de revoluționari care a trecut cu Dincă Dumitru, pentru că imediat Dincă Dumitru a fost, deci, în opoziția lui Iliescu și al lui Dan Iosif și al revoluționari care s-au dus cu Dan Iosif. Mă rog, nu pot să apreciez să spun un număr exact. Așa? Deci, un grup de revoluționari care a trecut cu Dincă Dumitru a fost în opoziția lui Dan Iosif, al lui Iliescu și al unor revoluționari care a trecut cu CFSN. Iar marea masă de revoluționari, majoritatea, au fost neutri. N-au mai venit nici de partea lui Dincă Dumitru, nici de partea lui Dan Iosif și al lui Iliescu. Între care, în gruparea lui Dincă Dumitru, am intrat și eu. Deci, revoluționar ca și Dincă Dumitru. Și nu numai eu, așa. Nu aș mai putea să mai dau nume acum, pentru că... N-are importanță. Vorbiți de experiența dumneavoastră. Eu vă spun exact cum a fost trebuit. Ce făceam noi? Această grupare cu Dincă Dumitru, care ulterior a venit și Teodor Măriești. Și Teodor Măriești a fost. Am fost înscris și Alianța Poporului. Eu am fost și în grupul Independent pentru Democrație, în Asociația 21 decembrie, la fel, înscris din ianuarie, februarie 90, da, așa. Ce făceam noi acești revoluționari care eram cu Dincă Dumitru? Deci am fost mereu în stradă, începând cu ianuarie, februarie, martie, aprilie și până s-a luat ființă piața Universității, să arătăm lumii întregi, deci poporului, că Iliescu a pus mâna pe putere și ne-a furat sensul și idealul Revoluției. Dan Iosif, Dumnezeu să-l ierte, știa treaba asta. Nu puteam spune că nu știa treaba asta. Dar, în mod tacit, a mers cu Iliescu. Deci s-a dat de la... ce se întâmplă? În aceste demonstrații, care noi le făceam, se percepeau, erau scene, de exemplu, ca să vă dau o chestie, de exemplu, cu spartul geamului.
spartul geamului la Revoluție, spartul geamului în toate demonstrațiile astea la guvernul 18 februarie, spartul geamului la televiziune. Așa. În toate evenimentele astea eu le-am trăit. Adică le-am văzut. Și cum s-a întâmplat? Păi să vă spun cum se întâmplau. De exemplu, hai să vă spun o chestie. De exemplu, am fost un eveniment când s-a dat foc la sediul Poliției Capitalei pe 13 după amiază. În care la fel, spartul geamul și acolo, s-a spart geamul, nici până s-a dat foc. Deci, nu spărgeau, chiar dacă spărgeau, să zicem, din demonstranți, dar ei se lăsau fără voia lor, se lăsau manipulați. Adică, ce se întâmplă? Securitatea a fost la Lucea Ocescu, care să știe și nu poate contesta nimeni dacă pui lor. Deci, aveau psihologi foarte profesioniști și ne manipulau. Adică, în ce sens? Se băgau, ei făceau rău, bine, veneau civili, ca și noi, nu știe, făceau rău. Și o masă, o mică parte din oameni se lăsau manipulați. Deci, psihologii vorbind, psihologii se lăsau manipulați. Dar cei care le dau tonul și creau, erau niște oameni bine introduși acolo, care nu erau de partea opozanților și a demonstranților adevărați. Aceste evenimente care eu le-am trăit atunci la cald, nu le prea, că eram furați de vară. Dar ulterior, prin jurnalele care le-am făcut, și când le-am rememorat de ori, am trecut la concluzia, deci la rece vorbind după aceea timp, că acele scene erau foarte dubioase și acele persoane foarte dubioase. Și am trecut la concluzia că, într-adevăr, așa este cum eu vreți dumneavoastră. La televiziune, de exemplu, cum se spărgeau geamurile, era prin ianuarie, februarie, martie, deci aprilie, mai, iunie, ne duceam, demonstram de aici. Păi am trăit evenimentul când eram, de multe ori se spărgeau geamurile la televiziune și eu, ca să nu se mai spargă știind, mă băgam în fața coloanei. Păi când intram noi de aici, de Luceam, veneam de aici, din centru, de la universitate și plecam și demonstram și nu știu ce, când ajungeam la televiziune, că se făceau N demonstrații în 90 la acolo, se pleca pe traseul ăsta, piața universității, guvern, televiziune și așa mai departe. Când intram pe aici, pe Dorobanților, păi distanța, când ajungeam în dreptul curții televiziune, distanța mare de la gard până la clădirile televiziunii, păi s-auzeau geamul spart acolo și eu personal știind, eram atins, nu s-a aruncat de la noi. Când ajungeam la pagrate, la poartă, la poartă și demonstram noi acolo și ce camerele luat pe noi, seara se prezenta la telejurnal, arătau geamul sparte care nu se spărgeau de demonstranți, din cintă spărgea cineva anume, că ei știau că mergem acolo, și prezentau autohuliganii la piața universității și toate astea. Așa au reușit ca să pună poporul împotriva noastră, pentru că noi demonstram mereu aici la... Gabi, să spun ceva, știi, cum am trăit-o, adică evenimentul și astea, să vreau să le spun. Deci așa au reușit să pună poporul. Deci noi căutam aici, prin demonstrațiile care făceam, ca să atragem atenția poporului, că uite cum ne-au furat și cum îi manipulează și pe ei, ei veneau cu contra. Dar foarte bine pregătiți, foarte buni profesioniști. Securitatea, să știi că ăștia făceau, că n-avea cine, așa. Și acum, povestiți-mi care era atmosfera în piața universității deci, în mai-iunie, adică exact cumva înainte de mineria. Deci, eu, apropo de Gura și de Iliescu, care spunea că, zice, cei de la piața universității și cum prezentau la televiziune sunt numai bolani, sunt numai fără servicii, bacabonci, huligani și toate astea. Nu este adevărat. Era o mică parte, într-adevăr, care, ce se întâmplă la chestii de-astea atunci noastră, societatea are fel și fel de... Și speculează, deci oamenii speculează chestia asta și se bagă evenimente din astea. Și pleava asta, ca să zic, a societății, mă rog, oamenii și-a certați cu legile și astea. Dar astea erau o categorie minoră. Dar ei se axau pe aceștia și prezentau și ne denaturau pe noi cei care, mulți aveam servicii, eu, de exemplu, aveam servicii. Mă duceam dimineața, păi, vorbește reportajul, care lucram, lucram la Senat Exesa, a fost amodație populară. Eram cu serviciu, mă duceam dimineața la servici, da, și când ieșeam de acolo, îmi permiteam să mă duc să stau până la târziu la demonstrații. Vorbesc din ianuarie până în perioada pieții universității și piața universității. Așa. E, ce făceam ei? Văzând că pe zi ce trece, lua amploare și aderam aici toate categoriile socioprofesionale, nu numai muncitori, veneau și țărani, veneau și agricultori, intelectuali, tot felul. E, văzând că această masă pe zi ce trecea în pară și ulterior s-au adunat 10.000 seara, au intrat în panică autorității cu Iliescu lor, da?
Și s-au gândit ei cum să ne dejoace nouă planul, să nu câștigăm aderență la popor. Că intrase în panică. Așa. Și în felul ăsta a declanșat Miriana. Adică au arestat demonstrații, nu mai le țin minte exact, i-au arestat pe 13 seara, parcă, dacă mă țin minte, 13 seara sau noaptea, cam așa ceva, demonstrații, că ce se întâmplă? Foarte mulți plecau din zonă noaptea, pentru că, într-adevăr, majoritatea erau oameni cu serviciu, oameni serioși, nu cum spunea Ilescu, că suntem golaguri, așa. Și rămâneau aceia oameni care spuneam că erau certați cu legea, care au fi tras între noi. Și la momentul și acolo. E, au arestat demonstranții noștri care, da, nu rămâneau numai ăștia, rămâneau și capii noștri care, oameni serioși, oameni, așa, dar asta s-a dovedit că a fost bine gândită ca să aibă ei motiv să acționeze. Adică i-au arestat. Ei știau că dacă arestează acești demonstranți și capii noștri care rămâneau, o să venim noi a doua zi. Știi, au lucrat, băieții erau foarte bine. Într-adevăr, a doua zi. Când, stați, deci pe 12 au arestat ei, mi se pare. Deci pe 12 noapte au arestat ei cam așa, pe 13 am venit noi în zonă, a știut că trebuie să vină masele, că trebuie să iau așa. Deci noi am venit, adevăr, foarte mulți aici, așa s-au dat foc și la autobuze, și toate chestiile care au fost acolo. Pe urmă, fiind ocupat de mii de oameni aici, deci au dat foc la autobuze, da, după care ne trezeam așa, deci aici se dovedește că într-adevăr au avut iar oameni băgați între noi, civili infiltrați, securiști, că altfel nu am cum să-i numesc, da? În care, bine pregătiți și bine așa, în care ne trezeam cât o masă de oameni buni, ne duceam spre sediul poliției, aici ne-am dus spre televiziune, era câtumva, ne trezeam așa, deci băgați bine să ne ducă așa. Și ne-am trezit. Eu i-am fost luat de vânt să ne ducem spre Poliția Capitalei ca să demonstrăm, să ne dea arestații, să ne aducă la arestații. Atenție cum au lucrat. Așa. Într-adevăr, eu m-am trezit în coloană și m-am dus spre Poliția Capitalei, ce să protestăm, să dăm la arestații. Adică să ne elibereze arestații, deci capi și toate astea. Am ajuns acolo, în fața Poliției Capitalei, pe strada Eforie, cum este strada jos și mai sus curtea cu, da? Cine spărgeau acolo? Deci, adevărații demonstranți, pașnici, stăteau jos în stradă și cei care spărgeau și stricau acolo și demolau autoturisme cu topoare, cu târnăcoape, care autoturisme, nu știu ce cătau atunci în ziua aia, pe platou, poliția acolo, nu știu ce rezolă aveau acelea, cei care spărgeau erau niște figuri de oameni care nu i-am văzut niciodată în perioada acestei universități. Deci aici se dovedește că au băgat oameni și acolo să distrugă. Plățoși, nerași erau, așa. La un moment dat, eu împreună cu vreo două, trei persoane, nu mai rețin exact, am rupt din rândul demonstrației noastre care am și ne-am urcat pe strada asta, pe o scăriță, pe o parte rulantă, și am stat acolo, lângă un zid. Și la un moment dat, eu am fluierat și am strigat asasini, asasini la cei care sparg acolo, pentru că nu știam fețele de oameni, nu știi demonstrații pe aici din piața, nu știi care au toate zilele. Zic, asasinii ceva, iau ceva, fieții care nu au avut niciodată pe acolo prin demonstranți. Ce căută oia acolo? Mă rog, m-a filmat, m-a dat peste câteva zile la televizor, m-au văzut colegii, că lucram la Mătasea Populară, toți colegii pe mine, că ce-i căutat acolo, nu știu ce, nu toți, adică câțiva, un procent de... și le-am reproșat, voi știți că eu am fost la... Știau toți colegii că am fost la Revoluție, că, într-adevăr, zic, de asta m-am dus acolo și în cauza asta, pentru că cei care sunt și ne conduc țara și care fac toate mângările astea și cu crimele și cu toate astea, nu sunt oamenii care ce-am vrut noi să punem la Revoluție. Ne-au confiscat și... Ei știau, deci nu puteam să reproșeze că n-am fost la Revoluție. Și haideți să vă spun ce am văzut pe acolo la sediu, pe lângă faptul că ei spărgeau acolo acele figuri care nu au fost niciodată demonstrați, da? În momentul când s-a dat foc, deci nu poate să spună că au aruncat demonstranții cu sticle Molotov acolo, cum se spunea că au dat demonstranții în foc, nu este adevărat, că eu am fost acolo, am trăit evenimentul, adică l-am văzut, am fost în el. Deja, prima dată a început să iasă foc de la etajul 4. Cum puteai tu să arunci un Molotov din stradă, tocmai la etajul 4, că eu știu că ai clădire veche și oricum un nivel e mai înalt decât un nivel de bloc. Așa. Deci, prima dată arunca acolo, iar un geam alăturat de unde ieșea foc din seriu și ieșea sus, la un geam alăturat imediat, era un trepied cu o cameră de filmație la urmă, așa, care, uite așa, se vârtea și lua toată raza.
toată raza platoului și a noastră celor din stradă, ca demonstrațiilor panice, a noastră care demonstram la aia de ce sparg acolo și dau foc, da? Printre care v-am spus cum ar fi la nici mai la televizor, da? Și, deci, în momentul când ardea focul, aia spărgeau acolo, după care un camion care era adus acolo, pe platou, nu știu când, tot dinainte adus acolo, erau doi țigănuși care au dat cu spatele camionului, n-a spart ușile de la intrare de jos, de la parter, n-au avut cheie, mi-aduc aminte că legau fire, deci el a fost adus intenționat acolo, a legat fire, dar a avut contactul de desubt acolo, sub bord, au intrat, a spart aia și în momentul când a spart, a ieșit mult fum, care fum deja ardea de mult în sediu acolo. Deci nu au dat nimeni demonstrație, au dat cu ai lor, cu cei care au pus acolo să distrugă așa. Deci, securiștii cu miliția, ca să zic termenul, poliție, miliția, mă rog, așa, și-au dat foc și în momentul după ce s-a spart acele uși de la parteră cu acel camion, cineva arunca de acolo, care era deja un sediu, introdus tot din gașca lor, da, din gașca mafiei, aruncau haine de polițai afară, pistoale, aruncau pistoale. La un moment dat am pus și eu mâna pe un pistol din ala să vedem, că eram curios să vedem și nu avea încărcător. Și cineva a strigat, tot demonstrant, dar cred tot al meu era, adică de-al noștri, de ăștia pașniți mă refer, care, mă rog, zice, aruncă-l înapoi, că n-are încărcătorul, într-adevăr, am uitat și n-avea încărcător și l-am aruncat înapoi pe ușa de noi. Și ieșea fum din sediu, bucurați. La un moment dat, cine apare pe platou acolo? Cico Dumitrescu. Era în fața, deci în fața, deci curții aceea care era un pietroi, un pietroi pus rotund, așa, făcut în cimea, da? Și apare Cico Dumitrescu, îmbrăcat în haina lui de amiral sau contrarul, nu știu, era cu capul gol, tuns, așa, la zero, se urcă pe acel pietroi și spune, plecați acasă că le-a dat drumul la arestații. Nu știu ce căuta Cico Dumitrescu acolo, care Cico Dumitrescu, fiind mereu în piața universității, când a fost perioada pieței universității, toți colegi de-a mei din piață îmi spuneau, zice, a fost Cico Dumitrescu aici și el totdeauna se contrazicea cu Octavian Rădulescu. Eu nu l-am văzut, dar spuneau băieți, pentru că eu veneam târziu, plecam de la servici și veneam târziu la, nu, deci aveam servici, nu. Și pe urmă ce ați făcut când v-ai să plecați? Nu, păi după aceea am plecat eu, deci de la sediu de acolo. Am plecat până la urmă noi, da, am plecat, mă rog. Am plecat și m-am dus acasă, mă rog. Cei care au plecat spre televiziune s-au dus, nu știu, treaba lor nu s-au dus. Cei care au plecat, nu am înțeles, spre sediul Ministerului de Interne, la fel, și acolo au făcut dezastru și nu știu ce. Am plecat acasă. Seara, ca să aud la radio sau la televizor, cam așa ceva, că pleacă minerii spre București. Auzeam la știri de-astea. Da. După care, dimineața, m-am dus la servici unde lucram, m-am învoit, țin minte că m-am învoit și a venit în zona aici. Na, știam, la camarazii mei aici. E, când am venit pe 14 în zonă, când am revenit în zonă, am venit pe... Îmi vedeam eu mereu în zona aici, pe traseu, că... Deci, atunci locuiam la... La asta, la Pantelimon, aproape de gara de Est. Și am venit pe Bulevardul fostului Republicii, Carol, da? Am venit și când am ajuns aici la sediul PNSCD, era atunci, da, aproape, că nu mai circulau mașini, că mașinii circulau mai mult, nu mai țin de unde se opreau ele, că nu mai circulau până aici, până la Universitate sau mai înainte. Erau oprite, părinții, la Rosetti, se pare că până acolo circulau, ca și la Revoluție, ca și pe 21 la Revoluție, că știu că am fost la Revoluție, da. Și când am venit, am ajuns în dreptul sediului PNSCD. Într-adevăr, mineri mulți curați și murdari spărgeau acolo, dar erau mai mulți curați. Spărgeau pe acolo și devastații sediul PNSCD-ului, erau puse în curtea încintei PNSCD, era PNSCD-ului, erau târnăcoape, era o cască, într-adevăr, pusă acolo, s-au uitat cu trobâi pe acolo, erau și civili, dar civili erau în stradă aici. Acești civili, noi, dar nu numai noi, și mulți care veneau de curiozitate, civil, bucureștien, da? Printre noi erau infiltrați civili care
Noi unii luăm atitudine față de mineri ce se întâmplă acolo. Dar o atitudine, cum să spun eu, mai timorată așa, mai fricoasă, mai da. Și alți civili săreau la acei, deci alți civili băgați pentru noi, deci ea că erau filtrați și pentru noi, săreau și luau atitudine, adică erau cu minerii. Erau de partea minerilor când acei civili luau atitudine împotriva minerilor ce fac acolo, da? Când am văzut chestia asta, n-am mai început să mai reproșez și eu am trecut din gură. Am venit pe jos și am venit până la, cum v-am spus, până aici, la pasaj la Inter, la metro, pe partea Teatrului Național, da? Până să ajung la intrarea în pasaj aici, am văzut un grup de mineri, mai mulți mineri, dar mai mulți curați decât murdari, că murdarii erau plasați aici, pe partea Bulevardului, zis. Așa. Cum dirijau la rândul niște mineri și știau unde să-i ducă. Îi întreba, uite, du-te acolo, du-te acolo. Acei care dirijau, eu i-am văzut figuri cunoscute, deci trei am văzut figuri cunoscute, care i-am văzut în demonstrațiile ianuarie, februarie, martie, aprilie, până să ia ființă piața Universității, se băgau între noi. Când plecam, noi și făceam, plecam cu marșul, cu demonstrații de la Piața Unirii, vedeam pe la Universitate, ne duceam la Guvern, televiziune. I-am văzut. Sigur am văzut. Dar ăștia nu strigau atunci, culmea, nu strigau. Cum strigam noi, când făceam acele demonstrații. Dar sigur că acum, când i-am văzut, de asta am legat eu, de asta nu strigau ăștia. Care la momentul atunci când te gândeai, mă zic, probabil nu strigă din cauza că unii erau timizi sau eu știu, dar ei nu strigau pentru că normal, erau împotriva regimului. Erau ca să ne spioneze pe noi. Pentru că am dedus, acum erau acele figuri, deci erau figura lor, numai că aveau alte peruceau. Nu știu care era părul lor adevărat, era atunci când erau sau era ăsta. Că, de exemplu, o persoană de ea era unul tânăr care avea, în momentul când era în demonstrație, era părul lung, acum l-am văzut cu părul permanent, cu părtă doamne, așa, permanent, un blond, așa. Așa. Ăștia erau îmbrăcați în șalopete curate de mineri și dirijau mineri. Și am dedus, da, asta erau ăștia. Am plecat repede că mi-a fost frică să nu mă recunoască și pe mine, că știam că am fost mereu în demonstrație și mereu în față și agitam, erau demonstrațiile. Am venit pe aici, pe la Inter, da, pe Bulevard, am intrat pe Batiștei, se striga pe aici mereu voci de femei, de bărbați, ia-l pe ăla, că și ăla a fost, și ăla a fost. Și am dedus imediat că, într-adevăr, cum am văzut eu cei trei mineri, normal că și alții care au fost infiltrați între noi știau cine a fost mereu în demonstrație, de asta și eu am fugit mereu să mă recunoască și pe mine, că am fost mereu în demonstrație. În fuga mea, adică în fuga, un mers mai repede, așa și cu capul mai jos, așa și mai ferită de zonă, dar mai uitam cu coada ochiului din zonă, am intrat pe Batiștei, că zic că să fug repede din zonă, să mă duc acasă, să dispar. Am intrat pe Batiștei, am venit pe Batiștei, până aici, la unde este această alimentară, că nu mai țin minte, vis-a-vis de această alimentară, este o clădire, nu mai țin minte ce număr are, o vilă, care de la o fereastră se aruncau foarte multe coli. Grupuri de coli, A4, noi n-auzim, așa. Nu am văzut persoana dinăuntru, evident. Cineva, după ce arunca aceste coli, le aducea un alt miner, la un grup de mineri care erau acolo, la stradă, și se uitau în acele coli. Pe unele din coli, dar pe unele, nu pe toate, se vedea câte o figură de om, exact cum mai pune o hârtie de bancnotă de asta și vezi tipul, da, pe unele din ele, dar nu pe toate. Și eram câțiva civili care minerii ne preluau pe noi, se uita acolo, se uita la noi și eu acum nu știu dacă eu am fost filmat, dar cred că am fost și eu, dar nu sigur dacă am fost filmat, da. Că vă spun cu de unde am dedus, pe urmă de unde sau și am fugit repede din zona, că zic, dacă o fi și eu filmat aici, așa, cum am tras eu concluzia? Când erau demonstrațiile astea, v-am spus, ianuarie, februarie, martie, aprilie 90 și perioada universității, veneau foarte mulți și ne fotografiau și spuneau că sunt la diferite agenții de presă din țară și din străinătate. Eu mi-aduc aminte că atunci, în perioada aia, noi pe foarte mulți noi demonstrații îi repudiam și nu îi lăsam. Că bănuiam că dacă sunt securiști. Dovada că s-a dovedit acum. Exact ce știam noi atunci, că aici e dovada că, într-adevăr, atunci ne filmam și așa. Și deci am fugit din zona, că zic, dacă cumva am fost și eu filmat, și am venit pe Batiștei jos, spre sediul nostru care este aici, într-adevăr, aici era ocupat de mine,
Auzeam pe aici cum se aruncă, cum se sparge, cum să nu știu ce. Evident că n-am intrat în sediu, că mi-era teamă, că zic precis, mă cunoaște și eu știu. Da? Scuze, o să văd, sediul asociației era tot aici. Era aici, deci 90 când am fost, dar erau aici sediul nostru. Deci, am fugit din zonă și m-am dus acasă. Deci, asta a fost, de asta pot să vă spun ce au fost, că am trăit evenimente și le-am văzut. Acum, nu mai știu care e situația, că după aceea, sigur, au mai fost demonstrații, au mai fost ocupări de când s-au ocupat piața universității. Cert este că, la un timp scurt, să zic, din toamna lui 90, da, din toamna lui 90 mai precis, am observat că sunt urmăriți supravegheați pe străzi. Deci ceea ce vă spun este adevărat, pot să fiu pus, nu sunt maliverne, nu sunt născuce de ale mele. Culmea este că deci a fost urmărit și supravegheat exact până a venit Convenția Democratică, când au venit la putere. Până atunci am sesizat că sunt supravegheat și urmărit și au fost trei tentative de a mă omorâ, să zic tentative, pentru că n-au reușit, normal că tentative. Dar ultima tentativă, ca să zic așa tentativă, că, mă rog, n-a reușit să mă omoare, a fost, mi-aduc aminte, chiar în joia, nu mai știu, am o dovadă acasă, la un accident, da? De ce se întâmplă? Am mai auzit persoane care au fost urmărite și supravegheate, culmea că nu pe oricine urmărea și supraveghea, atenție! Deci toți cei care au participat în evenimente, nu, rar. De ce se întâmplă? Pe acești lideri care erau de necontestat și erau la vedere, cum era Teodor Mariș, cum era Dincă Dumit, cum era Maria Munteanu și alții, care erau și știau de ei, și chiar dacă îi urmăreau, îi urmăreau, dar nu erau puși ca să-i omoare sau să-i, nu știu, sau să-i spere, pentru că să știa de ei nu putea. Dar nu ăștia care, ca să zic așa, erau un fel de lideri, escamotați, deci lideri din planul 2 sau 3, să zicem, că ei erau numărul 1, să știe ăștia națiuni. Ori cu aceste tentative care au avut, eu au avut să ne sperie, ca să vă, doamne, să ne înțeles, că niștiți-vă, lăsați-vă de demonstrații de Jos Iliescu și, da, că asta este ca altceva, nu am dedus altceva. Ori chiar au vrut să, probabil prin ceea ce am făcut noi și le-am adus lor în afront și, mă rog, am trezit opinia publică prin ceea ce am făcut și nu știu ce, chiar vreau să ne omoare ca un fel de răzbunare sau am ajuns la concluzia că s-ar putea să fie o aripă a securității, fostă securitate, bineînțeles, și actuala care era atunci, care probabil nu avea nicio legătură cu actualul seriu care era atunci, să zicem. Poate, sau aveau, sau nu aveau, nu știu ceva, dar ceva a fost, pentru că au mai fost persoane, deci mi se intra în casă. Exact când ei știau că eu nu sunt acasă în noaptea aia, în ziua aia, ei știau sigur că sunt plecat din București, că mă duceam la maică-mea la țară și mi se intra, eu veneam acasă și găseam că mi s-a intrat în casă. Chiar vorbise cu Octavian Adulescu de la deținuții politici, care a fost, Dumnezeu să-l ierte, că a murit, și i-a explicat treaba, el făcuse pușcărie și știa cum progenează securiștii și mi-a spus ce să fac, ca să văd dacă am intrat în casă, lăsa însemne, și într-adevăr mi s-a intrat în casă. Nu, era, cu siguranță am ajuns la concluzia că eram urmărit și înainte de piața universității. Sau... Mă, dacă mi s-a intrat în casă, când s-a întâmplat? Nu, când mi s-a intrat în casă, am observat cam prin 91, să zic așa, 91, 92, cam așa. Atunci, dacă mai rețin o minte exact, nu știu, că am acasă, am scrise jurnale, am din demonstrații, din... Păi și tentativele astea de a vă ataca, când s-au întâmplat exact? Tentativele astea au fost tot așa, deci începând din toamna lui 90. Au fost tentativele astea, prima tentativă de a mă arunca sub mașină la Popanan a fost în octombrie 90, nu mai rețin exact minte bine, noaptea, că seara era, pe la 9:30 seara era. Păi, haideți să vă spun, deci eu fiind mereu în demonstrație, n-am și nu știu ce, și știau că cerul la meu acolo, eu credeam că n-am sesizat că sunt urmărit, o târziu mi-am deja urmărit. Deci, da, dar unde să știe ăștia? Pentru că eu eram numărul 3, numărul 4, nu eram un lider așa la vedere. Dar după felul cum acționam eu și ce puneam la cale demonstrații și astea, băieții cu ochi frumos știau.
Eu credeam că ei nu știu, dar numai că, dar bine, dar eu nu mă feream de ei, că nu mă feream de ei, adică că frică nu mi-era, că dacă mi-era frică ce căuta la Revoluție, ce căutam, dar probabil că eu nu eram o persoană, cum să vă spun, nu vorbeam la portavoce, am vorbit și o singură dată la portavoce, la ora lui Chesau. Aveam o portavoce dublă, Dumnezeu să arăte că a murit și ăsta, că s-a avut de că a murit într-o moarte suspectă, nu e ceva o moarte chiar clară, dar mă rog, în fine. Și eu singură dată am vorbit la acea portavoce dublă, atâta. Și mă rez, nu prea vorbeam, eu nu prea vorbeam așa la... Așa. Dar în schimb făceam acțiuni la stradă, subterane. Acolo consideram eu că sunt bun. Și de asta făceam așa ceva. Consideram că nu sunt bun să vorbesc, că nu știu să vorbesc, la mea, că la pregătirea mea care o aveam eu. Deci e chestia și, trebuie să ai și darul vorbirii, trebuie să ai și o cultură generală mai aici. Nu aveam la nivelul care o aveam, cultura generală. Și știam, mă, nu e bine să vorbesc, că nu știu să vorbesc gramatical, expresiv. De asta, dar în schimb făceam la stradă, la subteran. Acolo mă pricepeam. E, băieții știau treaba asta. Probabil că știa că sunt și eu un pericol, un pinion care sunt împotriva lor și o ce cum să fie. Ca să nu mi explic de ce mă urmăream pe stres. Realica pe urmă, toate ultimele ori așa. Povestiți-mi de asta cu Popa Anan atunci ce s-a întâmplat. Deci în octombrie 90, era în adresa mea care stăteam în sectorul 2 acolo. Și acum nu mai locuiesc momentan acolo, dar acolo e proprietatea mea. Și stăteam la Popanan, pe la Popanan pe acolo, locuiam la o prietenă. Și mă duceam despre acasă, n-aveam telefon aici la prietena mea, și mă duceam la mine acasă să dau telefon la revoluționarii mei, care am fost în Revoluție, să le spun uite ce se întâmplă cu mine, cu demonstrații, cu arestații, când venise un, nu mai țin minte, venise mie în legătură cu mineriatele, am o citație care venise acasă să mă prezint la Procuratura Sectorului 4 în legătură cu evenimentele din 13-15-90. Și povesteam la un revoluționar de-al meu, unul Prodea Emil, îi spuneam treaba la telefon, uite ce fac, cum ne arestează, cum ne cheamă la poliție, cum nu știu ce, și ce îmi spune acest Prodea Emil? Colega mea la Revoluție zice, tu știi că telefonul tău este ascultat? Zic, nu cred, mă, Emilie, zic, cine știe, o fi el defect sau nu știu, nu ascultă telefonul tău, e ascultat, că eu în armată am lucrat la telefonie și telefonul tău e ascultat. Într-adevăr, îți auzea un susținut acolo, dar eu totuși n-am crezut treaba asta. Atenție, nu am crezut, mă, zic, poate să pare lui. Eu n-am luat-o ca... Asta am sesizat eu 90, atenție. Și m-am dus la un vecin care acum a murit săracul, într-adevăr am vrut să mă fac că dau un telefon la soarea mea, să vedem într-adevăr să aude. La el s-a auzit, păi ce mi-a spus vecinul, păi ce cred că și al meu i-a ascultat, că el într-adevăr venea mereu cu piața universității și tipul ăsta, atenție, ce, cred că și al meu i-a ascultat, dar s-a auzit într-adevăr un țărit foarte puternic și am renunțat. Am plecat, zic să vină adresa unde la prietena mea, de la Popana. E, într-adevăr, telefonul a fost ascultat, să vă spun de ce. Eu unde am adresa aici, unde am proprietatea la Pantelimon, la Rinul, de ce pe Rinul aici, se face o curbă așa, aici spre Gara de Est, unde e înainte la Corcodușul aici la aia, e, se face Rinul de aici și aici vine Pantelimon. Pe bulevard, cum stau eu pe colț și stau pe începe Măgura Vulturii, e bloc și eu stau la stradă, la etajul 1, cobor jos și să mă duc spre, să iau mașina 85 de la, de acolo, de la Gara de Est, adică o stație mai mult spre Gara de Est. Trebuia să mă duc să iau. E, aici stătea o dacie, exact în mijlocul bulevardului, stătea o dacie, cu botul spre, cum îi zice, la... Deci cu fața spre... Așa. Spre bulevard, nu poate, spre Cinema Aurora sau... Dar era exact în dreptul păcului meu. Când eu am ajuns, de când mă întrase eu să mă duc spre stația de mașină, a coborât șoferul din mașină și m-a invitat, era un tip brunet, să zic, până în 40 de ani, și m-a invitat, zice, domnul, nu doriți o mașină? Mașina stă acolo. Eu uitasem chestia cu telefonul, că uiți, când ești la acum, mă rog. Zic, vă mulțumesc, zic, nu, dar zic, eu mă duc până la cineva la morgă, era fost la morgă, unde e Cristian, unde a fost Cristian, dar nu, de că nu mă duceam acolo, dar zic, că ați refuz pe el, mă duceam pe 85 să-i mai dau bani, să-i mai dau bani, zic, n-aveam bani, prestea bine cu bani, zic, nu i-am spus. În urma mea mai venea un domn, nu știu ce era, tot o persoană, bărbat. Deci în urma mea era câțiva pași, tot să traversăm așa, când traversam noi. Eu când am refuzat pe el, că în momentul când a vrut să mă invite, dădea să ridice capota din spate.
Nu, dacă l-am refuzat, am plecat. Când am plecat, la vreo câțiva pași m-am gândit, opa, ia stai așa să vedem că acum mi-a să-mi decât telefonul. Și când m-am uitat, vis-a-vis pe partea mea, pe lângă partea lui, era acolo un club, nu știu ce era acolo. Atenție să vă spun o chestie, că a fost sigur urmări. M-am făcut că mă uit la, era o muzică acolo, la discotecă, nu știu ce era acolo, și m-am uitat cu coada ochiului. Într-adevăr, pe al doilea nu l-a invitat, nu știu dacă al doilea era de-al lor sau că era oarecare, de ce nu l-a invitat și pe ăla? N-avea sus de taxi, n-avea nimic a 90 atunci, nu era. Că taxi în particular, nu era nimic atunci în 90, stop, mă rog. S-a uitat la mine, s-a uitat așa lung și m-am privit cu coada ochiului și s-a dus, a venit în pace spre Aurora. N-a fost nimic, a plecat. E, a venit mașina 85, am ajuns la stație, am urcat în mașină, în urma mea s-a urcat un domn, îmbrăcat la 4-ace, cu bărbiță așa, cu diploma nouă. M-am urcat pe ușa din spate, m-am urcat și tot. Deci după mine s-a urcat și el. Eu am văzut în momentul când eu am rămas în spate că s-a dus la burduf, s-a uitat la mine, a lăsat diplomatul jos, deși mașina era goală, asta zicea pe aia, iar am uitat de persoană, am uitat, efectiv, și de mașină și de aia. Am coborât la Foișor aici, când am coborât la Foișor, am venit spre școala Iancului, că la orare, aproape de orare, am venit spre, ca să mă duc să intru pe Popana. E, când am ajuns, când am venit de la Foișor, și vine spre școala Iancului, bulevardul ăsta aici, când se vine spre Popana așa, aici era atunci o alimentare și mai încoace era o pâine. Cum am mergeam eu pe rigolă și pe trotuar, cine credeți că apare în dreapta mea, cum mergeam eu cu fața spre Popana, apare acest tip cu diplomatul care l-am văzut în mașină, se băga cu mâna mea dreaptă și mă împingea în stradă. În urma mea venea o Dacia neagră, adică pe trotuar, pe bulevard, zis. Dar venea încet această Dacia neagră. Atenție, venea cel. Când ăsta, tipul ăsta din mașină cu diplomatul și cu bărbiță să dădea, să mă împingă pe mine, sigur că m-am speriat și uitați-mă, măi, dar am văzut figurată nu știu unde. Nu, dar vă spun că e foarte interesant. Așa te, aici e momentul psihologic care te lucrează exact cum vă spun, că ni s-a furat și revoluție și toate chestiile astea. Că la cald nu le... Și norocul meu a fost, ca să zic așa, sau poate a fost să mă sperie, că de pe Popana în sensul nostru venea o persoană civilă și când tipul ăsta care mă împingea pe mine să mă dea în stradă, să vină mașina, s-a ferit de acea persoană, sau poate au fost tot ai lor, nu știu, că nu poți să relegi, s-a ferit și a luat-o în viteză, s-a dus pe vatra luminoasă și Dacia Neagră după el. Eu când am ajuns acasă la prietena mea, mi-am făcut cu telefonul, cu taxiul ăla, așa zis taxiul care era de atunci de acolo, și am legat. N-a fost nimica. Deci, după aceea mai mi s-a întâmplat nimic în perioada. Ce se întâmplă? Mi-aduc aminte că, deci, din Cădumitru, dacă își mai aduce aminte, că eram mereu cu el în demonstrații și cred că își mai aduce aminte, nu știu, când plecam de la demonstrații și se făceau demonstrații, ce urmărește-mă că sunt urmărit. Deci, într-adevăr, când se terminau demonstrațiile, din Cădumitru, și cred că spuneau și la alții, într-adevăr, când coboram la metrou, vedeam unii domni că îl urmărea pe Dincă. Ca să aflu și o să văd și eu că sunt în continuare urmărit și supravegheat. Nu numai din Cădumitru. Atenție! Deci eu, omul din Cădumitru, care e din Cădumitru, mai mult numai pe mine, toate că eram și noi urmăriți supravegheați. Și atenție că foarte mulți nu știu dacă au fost urmăriți supravegheați. Nu știu. Nu știu. Dar mă n-au sesizat, poate au fost așa. Și... Deci asta a fost primul tentativ. Pe urmă, mai fost, unde stăteam eu pe Măgura Vultului, am mai fost exact pe Măgura Vultului, unde stătea Octavian Rădulescu, stăteam mai scrivat, au noastră mai face. Iar a fost, atunci a dat cu mașina în stâlp. Nu știu de ce a dat mașina în stâlp, nu știu dacă a fost tentativă. Pe urmă, ultima tentativă. Deci, atenție, deci te lăsa să uiți o perioadă, tu uitai. Și în momentul când tu uitai și nu știu ce, iar intra în acțiune și intra alte persoane, alte mașini, alte și nu mai era ce. Deci se întâmpla, de ce se întâmpla? Pe vremea lui Ceaușescu, deci atunci oamenii se arestau dizidenții, na, se arestau, se băgau la arest, nu știu, acum nu se mai arestau pentru că prea bătea la ochi. Dar în schimb te lucra cu chestiile astea. Ori te atenționa, ori chiar te omora dacă era un pericol pentru ei. Din răzbunare sau eu știu de ce, nu știu. Sau au fost, Doamne, nu trebuia să mai fii, să mai stii jos sau nu știu ce. Și culmea este că eu când îmi spun la băieți, Damie, revoluționari de-ai mei, am ieșit în Asociația 21, mă rog, când îmi spun și la alții, mă rog, și oamenii așa care n-au fost în demonstrație, nu crezi ce, și n-au crezut nici atunci ce nu e democrație. E, iată. Dar cei care au fost în situația asta, că sunt, cred chestia asta. Pentru că și știu, și mie dacă îmi spune unul, cred pentru că știu că am fost în această situație. De asta zic că am trăit și am văzut multe, eu le mai am scris așa pe acasă, că aș vrea să scot așa, eu știu, o carte, să scot, aș spune mai în detaliu,
toată activitatea mea înainte de Revoluție, în timpul Revoluției și după Revoluție. Ce am văzut, scenele, ce am trăit, ce am făcut, care multe nu se știu, sau dacă se știu, se știu până la un nivel de... Dar dacă eu le-am văzut sub altă formă, de exemplu, sunt... Oare pot să vă spun, sunt fabulație, sunt... Trebuie să spun adevărul, sunt coautorul demolării statuii Petru Groza. Adică de ce sunt coautor? Pentru că ce se întâmplă? Când pe 6 martie 1990 se împlina, nu mai țin minte câți ani, nu mai țin minte atunci câți ani se împlineau, deci ce făceam eu? Deci fiind mereu în demonstrații, ce auzeam eu în marea masă, eu preluam, sau mai venea și la mine cu niște idei și le adăugam și le puneam. Și puneam, de exemplu, în perioada, deci în 90, imediat după Revoluție, se puneau niște afișe, nu știu dacă ați auzit noastră, cum se intră la pasaj la universitate, la metro acolo, de aici, gândit din cobor de la Teatrul Național și cu cobor, imediat cum se intră pe partea dreaptă și chiar și pe partea stângă, imediat în 90, se puneau multe afișe. De noi, diversi revoluționari, printre care eu puneam niște afișe, niște hârtii, un alb crem, și scriam, nu era xeroxuri atunci, și luam, că lucram la Mădasia Populară și luam, Mădasia Populară era o fabrică de industrie, pe la industrie ușoară. Se făceau acolo scure din astea pentru tricotat, ațe de cusut și avea vopsitorie. Și luam vopsea din aia și cu pensulă mică din aia de acoarele și acasă compuneam textul și scriam cu litere tripar mici așa. Și uneori de obosit ce eram, că asta vă spun că eram și în demonstrație, eram și în asta și când să mai scriu, mai făceam și greșeli gramaticale, și greșeli ortografice și unele când veneam băieții și le citeau, eram cu pensula și la mine și mai le corectam. Dar de cauza oboselii, nu puneam punctul cum trebuia, virgula sau semn trebuie. Și, dar uneori făceam de grav. Și puneam acele, iaca eu când puneam acele afișe, de asta zic că eram de mult urmărit. Dar eu am sezizat târziu că probabil eram un pericol pentru ei. Așa, mic, mare, cum eram, eram. Și de asta trebuia să fiu urmărit, supravegheat, eventual și amenințat. Da. Ați fost amenințat? Păi, cu acele tentative de moarte, alea, ce se cheamă alea? Nu, nu telefoanele mi s-au ascultat, telefoanele mi s-a ascultat telefonul acasă. Deci mi s-a ascultat telefonul, mi-a dat băiatul ăla, de înțeles. Și nu știu că eu acum când am fost la CNSA, s-a cerut să învăț propriul dosar, eu am cerut să mi se dea că am fost urmărit, eu știu, de securitate și înainte de Revoluție, că poate eu, dar acele acțiuni care le-am făcut, poate n-am fost luat în supraveghere. Poate le făceam așa de atent și n-am fost luat. Deși am făcut și la vedere atunci. Atenție, am făcut și la vedere, luam atitudine. Am luat cu colegii, dar mai puțin, dar văd că ori... Deci, și mi s-a spus, mi-a venit acasă acum, târziu, după ani zile când am făcut, că am făcut o revenire iar în vară, că nu am dosar la securitate, dar eu când am făcut dacă CNSAS-ul are eventuala urmărirea și supravegherea mea, mai ales după Revoluție, că știind că am fost în situația asta. E, nu, CNSAS-ul probabil că nu are, sau poate are și nu vrea să-mi dea. Nu pot să știu sigur cum e treaba, că mi-a venit, la adevăr, acum o lună, a doua acasă, că nu am dosar la securitate, că nu am avut și nu am, și dacă apare vreodată, tot îmi spune ca ultimul text jos, rămâne să mai studiez. Da. Dar am o întrebare. Cum de erați împotriva regimului lui, împotriva lui Iliescu în 90? De unde aveați informații sau cum v-ați dat seama că ceva nu e în regulă? Păi însuși faptul la Revoluție a plecat. Pentru că dacă noi am fost în Revoluție și am dus cu gruparea lui Dincă, da? Și am trecut departe și am fost mereu în demonstrații și toate astea, da? Și cu Doru Măriș, cu Teodor Măriș, da? Și cu alții, Nicolae, ăsta, Maria Munteanu și alții. Deci, sigur că, păi, în primul rând, îmi dădeam seama, chiar dacă nu eram în demonstrații, păi dacă noi am zis acolo și am zis jos comunismul, că într-adevăr, la Revoluție s-a strigat jos comunismul. Chiar eu, pe 17, spre 18 decembrie, sau 18, spre 19 decembrie, numai de ce nu am lipit 3 afișe cu jos comunismul, exact în zona unde am eu proprietatea avansă acolo, la sectorul 2, la Pantelimon, acolo, exact aici, la Dimitrov, așa. Am lipit, deci ascultam la Europa Liberă, începând cu 15, ascultam, în fiecare seară ascultam ce se întâmplă la Timișoara, eu care deja eram așa,
mic opozant, care făceam niște acțiuni câțiva ani buni înainte, dar abia așteptam momentul să vină. Și ce ascultam, ieșeam îndrăjit împotriva regimului Ceaușescu comunist, da? Și am luat, deci, de la fiică mea, că era clasa întâia sau nu, nu mai rețin minte ce era, că era la școală. Era, în orice caz, era prin clase primare. Întâia, a doua, cam așa ceva. Am luat dictantul, am luat foaia de aia dublă și am scris cu o carioca verde luată de la fiică, m-am băgat în dormitor, dar fără să vadă copilul, că știam cum s-a întâmplat, să nu știe nimeni că fac chestia asta, că era teama de securitate, știm cum era. Și am scris patru afișe. Ce am scris pe ele? Am scris așa. Solidarizați-vă cu demonstranții la Timișoara și Arad, că la Europa Liberă auzisem că și la Arad era mișcare, da? Jos Ceaușescu, jos comunismul, vrem reforme, vrem libertate. Ce auzisem la Europa Liberă? Că să striga, numai că eu am adăugat jos comunismul, care, da, m-au adăugat eu acolo, da. Și l-am pus, de asta zic, deci eu un revoluționar care țără. De asta zic, am pus înainte de a începe. Și mulți alții au făcut alte, multe, eu vreau să spun ce am făcut eu. Și eu, de ce eram împotriva lui? Pentru că dacă eu zic, mă zic, dacă am zis la Revoluție, dacă am luptat împotriva Ceaușescu și împotriva comunismului, ce caută un fost comunist, de asta eram împotriva lui Iescu. Eu și alții ca mine, nu numai eu. Toți care am fost acolo.